Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi sfânși sau gogoși marocane și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de făină, aproximativ 500 de ml de apă, 10 grame de drojdie, 2 linguri de zahăr, o linguriță de sare și o esență de vanilie. Pentru început voi dizolva drojdie uscată, în puțină apă. Am să pun drojdia într-o carafă și peste ea voi pune apă călduță, cam 250 ml de apă, și voi amesteca. Cât să facă puțină spumă. Apoi voi pune făina într-un bol încăpător. Peste făină am să pun zahărul. Zahărul este opțional, dacă vreți nu-l puneți. În rețeta originală din Maroc nu se pune, dar eu îl pun pentru gust. Am să fac puțin loc în făină. Voi pune acum și esența de vanilie, și aceasta este opțională. Apoi voi turna din amestecul de apă și drojdie în mijloc. Și am să încep să amestec cu mâna, pentru că trebuie să formăm un aluat. Un aluat foarte moale. Apa trebuie să fie călduță, după cum v-am zis. Nu trebuie să fie nici rece, dar nici fierbinte. Am să mai pun apă. Aveți nevoie cam de 500 de ml de apă. Se poate să vă trebuiască mai multă sau mai puțină. Depinde de umiditate și de tipul făinii. Pentru că am format deja aluatul, putem pune și sarea. Voi mai pune apă, pentru că mai trebuie. Ne trebuie un aluat și mai moale de atât. Și foarte ușor amestecăm. Încă foarte puțină apă, nu multă. Cam aceasta este consistența. Trebuie să obținem un aluat moale, care să curgă ușor din palmă și pe care trebuie să-l frământăm cu mâna. Punem mâna sub aluat și ridicăm. Pentru că aluatul este atât de moale încât nu poate fi frământat altfel. Vedeți? Un aluat foarte moale. Și îl frământăm în acest fel până când aluatul devine suplu și lucios. Aluatul este gata. După cum puteți vedea, și-a schimbat textura și a devenit ușor lucios. Se și vede că se întinde mult mai bine. Nu vă speriați dacă arată așa, este perfect normal, trebuie doar să frământați bine. Dacă aveți un robot de bucătărie sau un mixer special pentru frământat, totul va merge mai ușor. Am să-i dau cât de cât o formă și am să las aluatul să crească la loc călduț pentru 30-40 de minute sau până când își va dubla volumul. Pentru a prăji gogoșile, am aici un bol cu apă. Îmi voi scufunda mâinile în apă, foarte important. Apoi voi lua puțin aluat. Am să-l modelez ca pe o bilă. Și acum am să-i fac o gaură în mijloc. Și voi scufunda aluatul în ulei încins.
spăl mâinile de aluatul rămas și fac același lucru. Mâinile în apă, o biluță de aluat, mai mică sau mai mare, gaură în mijloc, lărgesc gaura și scufund. Vedeți că am obținut niște gogoși foarte pufoase, foarte frumoase. Le prăjim în ulei încins, dar fără să dăm focul foarte mare, pentru că gogoșile trebuie să aibă timp să se prăjească. Am să vă mai arăt încă una. Mâinile în apă, o bilă de aluat, gaură în mijloc, lărgim gaura și punem gogoșa în tigaie. Am să o întorc pe a doua și pe prima, vedeți că a început să se rumenească frumos. Voi scoate acum gogoșile, pentru că sunt gata, s-au rumenit frumos și am să le pun pe o farfurie. Este gata și cea de-a treia, am să o scos și pe ea. Și voi face același lucru și cu restul gogoșilor până le voi termina pe toate. Am terminat de prăjit gogoșile marocane, așa arată. Am să vă arăt una și în interior, să vedeți cât de pufoase sunt și în interior și cât de bine pot să arate. În Maroc, aceste gogoși se consumă fără zahăr deasupra, alături de un ceai verde cu mentă, un ceai foarte dulce, însă voi le puteți mânca cu zahăr, cu ciocolată, cu gem sau cu orice vreți voi. Sunt foarte bune, super pufoase, se fac foarte ușor și sunt super delicioase. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună, iar pentru mai multe rețete vă invit să accesați link-urile afișate pe ecran. La revedere!